Teatrul Fanny Tardini din Galați este foarte apreciat la nivel național și a fost mereu alături de Teatrul din Giurgiu, îndeoseb la festivaluri. Gălățenii au participat în ultima perioadă la Festivalul Teatrelor Dunărene organizat la Giurgiu, anul trecut propunând o piesă pe care numai un teatru valoros o poate aborda, Voicec de Georg Büchner. Anul acesta, directorul Teatrului Gălățean, Cristian Gheorghe, a propus giurgiuvenilor o piesă de altă factură, Șarpele în iarbă de Alan Ayckbourn, în regia lui Cătălin Vasiliu. Sala teatrului a fost plină, dar spectatorii interesați de teatru au fost deranjați de unii tineri aflați în sală, majoritatea elevi la liceele giurgiuvene. Aceștia au fluierat și au vorbit în timpul piesei, deranjând și actorii de pe scenă, așa încât la finalul reprezentației, directorul teatrului din Galați a ținut să atragă atenția tinerilor cu privire la conduita lor deplasată. Spectacol dinamic, frumos, bine articulat, numai că și de data aceasta am avut neplăcerea să constatăm că o parte a publicului nu știe să guste spectacolul și este vorba, din păcate, de o parte a publicului tânăr, ceea ce ne face ca să ne gândim serios dacă acest cadou pe care vrem să-l facem Giurgiului, intrare liberă, să-l mai continuăm sau nu. Nu este prima dată. Și în ediția trecută au fost două spectacole în care, așa zisul public tânăr, o parte a lui, a contribuit negativ la seara respectivă. Una peste alta, cu buni și cu răi, festivalul merge înainte. Mâine, la ora 11, giurgiuvenii sunt invitați la o lansare de carte semnată Petre Iordache. Apoi seara propune două piese de teatru. Vineri seară, probabil unul dintre spectacolele care va rămâne și în memoria publicului giurgiuven, Medeia, prezentată de teatrul Sava Ognianov din Ruse, după texte de Euripide, Anui și Traia. Regia un tânăr al regiei bulgare de astăzi, Pătăl Decev, care a făcut și scenariul dramatic al acestui spectacol. Festivalul se va încheia sâmbătă, când, după amiaza, la orele 17 și la orele 20, vor fi prezentate ultimele piese din cea de-a 16-a ediție a Festivalului Teatrelor Dunărene.